Ultimele dezbateri publice electorale organizate de Asociația Promolex au avut loc în Fălești. Potrivit organizatorilor, dezbaterile publice au rolul de a antrena societatea într-o discuție sinceră cu concurenții electorali, dar totodată le oferă oportunitatea oamenilor să se informeze din prima sursă despre platformele electorale ale candidaților înscriși în cursa electorală. Potrivit organizatorilor, la dezbaterile publice din Fălești au fost invitați 6 concurenți electorali care au participat la tragerea la sorți. În cadrul programului Monitorizarea Proceselor Democratice, Promolex efectuează monitorizarea alegerilor din Republica Moldova. Iar și în acest context am decis să organizăm o serie de dezbateri care să fie diferite de cele organizate clasic la televiziune, când cetățenii nu au posibilitatea să confrunte candidații electorali, nu au posibilitatea să le pună întrebări direct. Am decis să fie și la nivel local pentru ca reprezentanții concurenților electorali din aceste localități să aibă posibilitatea la fel să-și exprime poziția. La dezbateri s-au prezentat doar 2 candidați electorali din cei 6 concurenți care, potrivit regulamentului, au fost invitați pentru această rundă. L-aș îndemna la data de 30 noiembrie să venim la urna de vot și să votăm Partidul Popular din Republica Moldova. Deoarece programul care îl avem este foarte real, este posibil de implementat și care va aduce Republica Moldova un pas înainte la îmbunăstarea poporului nostru. Acum suntem pe ultima sută de metri și doar de dumneavoastră depinde încotro vom merge și cum vom merge Republica Moldova. Doar cu Partidul Socialiștilor noi vom putea recăpăta piața Federației Ruse. Prin acțiunile noastre noi deja am demonstrat-o și cu protejarea cetățenilor noștri care activează în Federația Rusă. Doar cu Partidul Socialiștilor vom avea o guvernare fără oligarhi. Cei prezenți au putut adresa întrebări concurențelor electorali. Cum dumneavoastră credeți că dacă Moldova a fost cândva o parte a României și dacă cineva are aspirații să se integreze, cum puteți să interziți și dumneavoastră așa ceva? Și dumneavoastră, pe a doua întreb, cum uite asta problemele este? Ce e așa de strașnic? Partidul Socialiștilor respectă pluralismul de opinii și părerile cetățenilor, însă partidele de dreapta, și nu numai partidele de dreapta, dar și de centru în Republica Moldova, promovează o politică agresivă ce ține de unirea cu România. Ce presupune unirea cu România? Dumnealor, același Partid Liberal, Național-Liberal, cea mai scurtă cale de aderare în Uniunea Europeană este aderarea la România. Ce presupune asta? Dispariția Republicii Moldova. Noi avem o istorie bogată. Anul acesta se împlinesc 655 de ani de când a fost întemeiată Moldova. Noi avem istoria noastră, noi avem limba noastră. De aceea, politica aceasta agresivă, noi nu o putem tolera. Au dreptul toți să-și exprime opiniile, dar nu se duc o politică de, mai știu, dispariție a statului Republica Moldova, care se atentează la suveranitatea, integritatea și neutralitatea statului. Temeia pentru a lupta cu oligarhii. Ei veți lua avere și veți pune în stat sau cum? Care sunt pașii? Este un problem foarte complicat, ce spuneți dumneavoastră. Cu părere de rău, Republica Moldova, oligarhii, am ajuns la tema oligarhilor, deoarece au ajuns să vrea în politică. Și asta știți exemple. Lumea care a ajuns să aibă foarte mulți bani, nu pot fi diferențiat, deoarece îi pot sănătoși să-ți facă afaceri pe lor și să nu aibă treabă cu politică. Să plătească normal impozitele, să respecte legislația țării în care fac business și să trăiască, să nu-i deranjeze absolut nimeni. Cred că problema se hotărăște doar la momentul când dăm într-o parte politicul și business. Atunci, deci, putem, deci, nu știu, nu că lupta, dar asta dispare întrebarea ta. La eveniment au fost prezenți și reprezentanții societății civile.
Nu sunt indiferentă față de soarta țării în care locuiesc, și doar ce doresc un viitor mai bun și doresc o țară în care să pot să mă realizez atât pe plan personal, cât și pentru viitorul copiilor mei și generației care vine. Mai puțin eram cunoscută cu platforma electorală și m-a interesat foarte mult acea problema egalitatea de șanse, adică accesul femeilor la dreptul de a participa în procesul decizional. Consider că marea majoritate listelor electorale care sunt prezentate la ziua de astăzi vor fi modificate în defavoarea femeilor. Este important că femeile să aibă și ele acces la partea decizională și deoarece țările în curs de dezvoltare, dacă au mare majoritate femei, au o șansă mai mare de a reuși și de a avea un viitor mai prosper. Menționăm că dezbaterile au avut loc în cadrul programului pentru consolidarea alegerilor transparente în Moldova, implementat de Asociația Promolex. Evenimentul a fost organizat în cadrul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare.